Salutare, bună ziua din nou. Am văzut că v-a plăcut primul filmuleț în limba română și că am zis să continui, să nu vă las dezamăgiți. Evident, bănesc că recunoașteți acest stadion magnific de la Liverpool, la Anfield. Unde suntem astăzi? Acum, na, tura trecută de la filmulețul despre viața în Anglia și în UK, v-am arătat părțile frumoase, să zic așa, din Liverpool, în centru acolo. Foarte frumos, într-adevăr. Da, am să vă arăt și cum trăiește cealaltă jumate, poate chiar mai mult de jumate aici în Liverpool. Acesta fiind Anfield, deși stadionul este faimos în toată lumea și foarte, foarte mulți turiști vin să viziteze acest stadion din cauza echipei Liverpool. El, din nefericire, este situat într-o zonă mai dubioasă, să zic așa, mai depravată, după cum arată acest indice al depravării. După cum puteți vedea, este clar pe roșu aici, în zona asta, fiind calculate aceste statistici, na, fiind verde-albastru, fiind zona bună, roșu mai puțin bună. Acum, na, problema cu aceste statistici este că se calculează la nivel de zonă, nu la nivel de stradă. Adică pe strada mea poate să fie, de exemplu, nicio crimă, absolut nicio problemă, dar la două străzi mai încolo poți să ai o grămadă de probleme. Așa că, din nefericire, na, Anfield și Everton, care e lângă, și mult, în general, cred că toată zona de nord de aici, din Liverpool, la nord de centru, spre portul industrial, este cam roșie, așa, abia după ce ești din oraș începe să devină mai bine. Și, în general, zonele de sud, să zic așa, și mai marginașe sunt cele bune. În general, cred că în Anglia, în toate orașele, cu câteva excepții, gen, nu știu, York, Oxford, Cambridge, astea mai micuțe, lumea bună stă în suburbii, mai ales în sătucele alea de pe lângă orașe, sunt cele mai scumpe orașe, cele mai scumpe case, pardon. Aici, na, cum să vă zic, dacă ne uităm pe site-ul ăsta de statistici ale crimelor din Anglia, dacă punem codul poștal de la stadion de aici. Deci nu știu dacă se vede. Deci avem aici pe o rază în ultimul an violențe de natură sexuală de 66, undeva un pic peste media națională. Comportament antisocial, deranjarea ordinii publice. Burglary, asta înseamnă, deci, intrare prin infracțiune în case, câteva, nu multe, 9 pe an, cred că e ok. Criminal damage și incendieri, 15 pe an, chiar, iar mă așteptam la mai mult, sincer. Care mai sunt aici? Shoplifting, vehicle crime. Deci tot ce ține de autovehicule, poate ți-a spart mașina, ți-a furat mașina undeva la 15 ani, iar nu-i rău. Cele legate de droguri, 11 incidente în ultimul an. Deci nu este chiar atât de rău, doar că se adună una câte una câte una. De asta se face zona roșie, să zic așa, încet, încet. Da, hai să vă arăt cum arată de fapt zona imediat cum treci de zona asta turistică, să zic așa. Oarecum turistică. Că na. Chiar mă bucur că v-a plăcut ultimul filmuleț despre viața în UK. Nu mă așteptam să aibă atâtea vizionări. Sper să vă placă în continuare și acest conținut. O să continui să fac filmulețe în limba română, dacă vă place. Și dacă vreți să le vedeți, bineînțeles, puteți să vă abonați, să dați subscribe la canal și like la acest episod, pentru că ajută. O să vadă și altă lume. Și să vă zic despre Anfield aici. Deci, după cum știam, nu e chiar una din cele mai bune zone, dar e una din cele mai sufletiste, să zic așa. Echi. Sunt foarte mulți fani aici, evident. Și fanii ăștia chiar țin la echipa lor de suflet. E lume care își cumpără abonament pe tot anul și se duc aproape în fiecare săptămână sau când joacă echipa aici și le place, chiar le place. Dacă vreți să vedeți stadionul, apropo, există un filmuleț aici
pe canal la mine, când am un filmuleț separat, deci nu o să vă mai arăt aici separat. Și s-a văzut ghidul nostru foarte frumos, foarte înflăcărat, se vedea că era die hard fan. Frumos! Uitați aici, pentru cine cunoaște Bill Shankly. Chiar frumos. Dar na, când ieșim din stadion de aici, zona este cum este, într-adevăr. Problema cu acest stadion este că, datorită poziției sale, a rămas poziția istorică, să zic așa, este foarte aglomerat între câteva străzi și între case multe și case de-astea dense, să zic așa. Dar echipa nu a vrut să-și mute locația, le place aici la stadion. Și ei au zis de la început că nu vor să-și mute, nu vor stadion nou. Bine, au băgat o grămadă de bani în acest stadion să-l extindă, să-l modernizeze. Și chiar din potrivă, în loc să-și mute ei stadionul, la fel cum fac de exemplu Everton de lângă, și mută stadionul, au un stadion nou pe faleză, la râu, la fluviu Merzii, foarte frumos. Recunosc că îmi place zona aia mai mult. Dar ei au zis că o să lucreze cu primăria aici, cu consiliul local, să-și facă, să amenajeze toată zona. Și au început deja. Chiar am văzut planurile, randările, foarte frumos. Vor să îmbunătățească toată zona, să beneficieze și locuitorii acestei zone, adică fanii lor, care e un gest frumos, părerea mea. Chiar bravo lor. Da, într-adevăr, randările arată bine, dar mai e mult, foarte mult de lucrat. În momentul de față, zona nu este chiar uimitoare, cel puțin din punct de vedere estetic. Dar, na. Deci asta e prima stradă, practic. Uitați cât de aproape este. Acolo e stadionul și aici sunt stau oamenii deja. Deci probabil au casele în spate, dau fix în stadion. Nici nu pot să-mi imaginez cum este aici în ziua meciului. Dar cred că e o gălăgie și niște urlete și niște oameni. Dar da, acesta este practic un cartier tipic muncitoresc, să zic așa, unul din cartierele mai depravate, you know? Nu mi se pare, n-aș folosi acest cuvânt să zic, că uitați cum arată, adică e relativ curat, casele sunt întreținute, nu sunt cele mai mari case, într-adevăr, sunt de obicei cu 3 dormitoare și destul de mici, deci undeva la, să vă zic, 60 de metri pătrați, poate 70 la 3 dormitoare, care e relativ mic. Na. Și acesta, să zic, chiar m-am uitat aici în zonă. Sunt chiriile, să zic, undeva de la 500-700 de lire. Deci chiar am făcut puțină cercetare, dacă se vede aici. Deci acesta ar fi 525, una mai mică, cu un dormitor doar. Da, avem și la 800, de exemplu, 3 dormitoare. Acesta era una foarte mare. Deci undeva la marginea Anfieldului spre parc, există o zonă foarte bună de case. Uita și de vânzare, deci ceva mai mic pe o zonă mai dubioasă, începe de la 50.000 de lire chiar. Deci se își permite, oricine poate să își permită o astfel de casă cu salariile de aici. 70.000, ceva mai mare. Deci avem și la 250.000, la marginea spre parc. Adică prețuri pentru toate buzunarele, să zic așa. Că nu este o fie zonă depravată, dar ai și părți bune și părți rele. După cum ziceam, chiar dacă toată zona este clasată ca nefiind chiar bună, la poate strada asta nu vede niciodată niciun accident, niciun incident, dar două străzi mai încolo poate nu este chiar așa.
deci depinde cine locuiește pe acea stradă, să vă zic așa. De obicei casele astea unde stau foarte mulți la grămadă, mai ales cei fără acte, refugiați, sau unde stau câte 7-10 în casă, automat se lasă mizerie, incidente, crește, na. Aglomerația, zice cuvântul, să zic așa. Acum, na, nu se bănesc că nu se compară cu zona aceea din Leeds, de exemplu, unde a fost incidentul cu romii, cu unde acum recent, când le-au furat copiii, unde au furat. Au venit serviciile de asistență socială și le-au luat copiii pentru că erau maltratați, așa zic ei, nu știu care a fost situația acolo. Și fiind un cartier foarte dens și fiind foarte mulți de etnie rom acolo și alte religii și alte naționalități, poliția nu prea a putut să mai facă față, s-a lăsat, au incendiat un autobuz, urât, sincer, urât, urât, și păcat că este țara noastră acolo, la mijloc, cam asta e marea problemă. Pe noi, tot noi ne facem de râs. Dar da, uitați cum arată un cartier depravat, cică, aici, în Liverpool, unul din cele mai depravate cartiere, zic ei. Că sunt oarecum faimoase acestea Anfield, Everton, care să vă mai zic, Butle, e, practic nu aparține de Liverpool, dar face parte din zona metropolitană. Deci doar treci o stradă și ai ajuns în alt oraș. E vorba de administrație, cine încasează taxele doar. El practic aparține de Liverpool. Să trecem și noi strada. Cum v-ați găsit toți? Da, uite că dacă am timp, o să vă duc și prin Butle, să vedeți cum arată. Dar în general, uitați, încă s-a păstrat și ceva arhitectură veche. Aici la Anfield Cafe, un bar. Uite exact modelul ăsta de casă cu bay window, se numește aceasta. În ceva de genul am stat și noi prima oară când ne-am mutat în Liverpool aici. Undeva, bine, eram peste râu practic, da, în zona Liverpool, da, să zic așa. La... Teoretic aparțineam de orașul Birkenhead, dar eram oarecum la marginea orașului Birkenhead ăsta. Și eram în marginea bună, să zic așa. Era bine. Dar tot, zona tot pe roșu era, să zic, clasată. Chiar dacă n-am avut absolut nicio problemă acolo pe stradă la noi. După cum ziceam și în filmulețul trecut, lumea se ajută pe aici, chiar este bine. De exemplu, dacă mă uitam mașina, ușa la mașina deschisă, îmi bătea la ușă, îmi zicea, vezi că ți-ai lăsat ușa deschisă. Copiii se jucau pe stradă, era tot timpul unul din vecini, se cunoșteau între ei și unul din vecini se stătea afară pe stradă cu copiii, să-i supravegheze. Se ajută lumea, adică chiar se ajută frumos. Și exact în una din genul ăsta de casă am stat și noi. Deci casele mari, doar că ferestrele astea care sunt foarte aproape de stradă, avea efectiv impresia că ți-intră cineva în casă când trecea. Asta e dezavantajul, să zic așa, fiind ai un spațiu mic aici în față, dar tot ai impresia că vine cineva peste tine în casă. Și foarte izolate casele, sunt case vechi, toate astea sunt undeva în anii 20, anii 30, sunt construite, deci au aproape 100 de ani aceste case. Și încă rezistă bine, au temelia bună, să zic așa. E modelul cu... deci au șemineu, care încă funcționează, majoritatea șemineele. Dar din cauza că e așa bun și gros zidul ăsta, ai probleme cu mold, se zice, mucegai, care se formează din cauza că transpiră efectiv peretele. E o diferență așa mare între exterior și interior. Se transpiră peretele și se face mucegai. Și ca să nu se formeze acest mucegai, trebuie să stai practic cu ușa deschisă sau cu geamul deschis. Și ceea ce evident iarna nu prea îți convine. Hai să trecem și noi strada. Hai că e roșu. Uite
cam bate vântul azi, dar măcar e soare. Chiar am prins vara acum, pot să zic. A venit vara, bine, ne-a lovit. Ieri a fost, merta la mașină 31 de grade. Dacă vă vine să credeți, în Anglia. Simțeai cum te arde soare, de efectiv a trebuit să pun cremă de soare, că te ardea soarele pe piele. Și deci asta e o parte din clădirile care sunt reabilitate acum. Bine, aceasta cred că va fi construită de tot și construită altceva în locul ei. Chiar sunt curios, o să mă uit pe Google Maps să văd ce era aici înainte. Uitați, deci acolo e stadionul. Și aici deja începe zona bună, zona nouă. Sorry. Deci în Anfield, tot ce se vede aici sunt case noi construite. Deci procesul ăsta de reabilitare a cartierului e deja în progres de câțiva ani. Și arată bine zona, pot să zic, nu? Nu mă așteptam. Chiar nu te rămâi un pic șocat, așa, surprins când vezi. Toți zic, Anfield, drogați, huligani. Da, arată bine această zonă de huligani și drogați. Nu știu cum să vă zic. Deci ai putea fi aici, dacă n-ai ști că e stadionul acolo, ai putea fi oriunde, într-o zonă bună a orașului, în una din cele mai bune zone, cartier de ăsta de new build, de locuințe noi, adică n-ai fi zis că ești într-o zonă de asta roșie a orașului. Și pot să zic bravo lor că au lucrat la acest cartier și încă lucrează. Dacă v-ați văzut randările, deci toată zona aia acolo va fi o piață mare cu clădiri noi, magazine, centru comercial, tot ce vrei. Frumos, adică chiar se poate. Ok, am ajuns și în Butle. Uitați și metrou pe acolo cum trece pe deasupra. Deci e prima oară când vin în acest cartier. Acolo la Anfield am mai fost înainte. Știam cât de cât. Aici este efectiv prima oară când ajung la Butle. Suntem la zona New Strand. Este un fel de mall aici. Nu știu exact. Cred că e un bloc renovat ăsta. Era exact ca blocul acela din spate, comunist. Și ori l-au dărâmat, ori l-au renovat, să arate așa. Ceea ce, dacă e cazul de renovare, e foarte bine. Au făcut o treabă foarte bună. Cred că e autogara centrală aici, din câte văd. Da, hai să tăiem și noi prin ea. Cred că ieșim mai repede la cealaltă stradă. Pentru un cartier depravat are o autogară frumoasă, pot să zic, și stație de metrou. Acolo la Anfield nu avea stație de metrou, din păcate, nu a ajuns. A fost odată o linie de metrou, dar au desfințat-o. Este folosită acum de port, din singura legătură feroviară a portului. Deci au rămas cu autobuze doar. Nu se iese pe aici? Nu se iese. Prima impresie nu arată rău aici în Butle, fiind un cartier, unul din cele mai depravate cartiere de aici. Bine, da, suntem lângă stația de lângă secția de poliție. Bănesc că e ok. Ok, hai să opresc puțin camera, să trecem de poliție.
Da, deci cam asta e centru la cartierul Butle. Este așa, gen, cum să zic eu, unul din sectoarele din Liverpool. Aparține de Sefton, practic. E Consiliu Sefton. Și e unul din cele 5 districte urbane care alcătuiesc zona metropolitană Liverpool. Și toată zona e condusă de un singur primar. A combinat autoritatea combinată, ceva de genul se cheamă. E Liverpool, Butle de la Sefton, Knowsley, St. Helens parcă și Wirral. Wirral e peste râu, toată zona care include Birkenhead, New Brighton, Wallasey, toate astea, din câte știu, au propriul lor consiliu. Cred că sunt unii acolo. E un cartier de ăsta foarte frumos, el spre Chester încolo, Cheshire, deci la marginea districtului de la Birkenhead. Port Sunlight sau Babington, mă știu, una din astea știu că au propriul lor consiliu. Sunt mai șmecheri acolo. Dar acesta, na, Butle e oarecum faimoasă, să zic, în Liverpool, ca fiind o zonă depravată, cică. După cum puteți vedea, da, deci cam același model de case, cum am văzut și în Anfield. Și case vechi, și case noi. Acestea toate sunt noi. Sunt tot de la consiliu, se vede după mărime, să zic așa, și modelul tipar. Dar nu sunt rele, într-adevăr. Case noi, deci nu mai ai probleme cu izolația, cu mucegaiul. Posibil să aibă alte probleme cu țevăraia, electricul. Am auzit că se mai dă budeală și pe aici. Dar nu, mai puțin la casele de consiliu, să zic așa. Mai mult la cartierele private, care sunt și scumpe în draci. Sorry? Towards the canal? Yeah. All right. Yeah. Cheers. Da-ți lume. Te bagă și în seamă. Îți zice, ok, pe unde să o iei. Da, căutăm canalul, într-adevăr. Am auzit că este un canal aici. Canalul de la Leeds, Liverpool. Se trece și în strada. Și aici e podul, practic. Lumea, în general, vă dați seama, dacă vine vreunul, un străin ca mine mai ales, să zică lucruri de căcat despre cartierul lor, evident nu le-ar convine. Nici la români nu le convine când apar poze cu cartierele mai nasoale pe internet. Vă dați seama, cred că nimănui nu-i convine, practic. Și până acum ce am văzut nu este chiar rău. Ah, uitați și canalul. Chiar frumos. Deci canalul ăsta merge de la Leeds la de la Liverpool la Leeds. Și după aia conexiune la Gul și epoca victoriană. Înainte să aibă autostrăzi și trenuri, chiar și înainte de trenuri, da? Aceea era autostrada. Rețeaua de canale era rețeaua de autostrăzi a Regatului Unit. Deci ei în 1700-1800 transportau niște volume masive de marfă pe aceste canale. Așa cum erau, cu acele barge trase de măgăruși, mai târziu pe aburi. Dar mergeau, chiar se funcționa industria destul de bine la canal acolo. Încerc să nu filmez lumea. Mai ales la polițiști, la copii. Încercăm să ne ferim. Uitați, un depozit mai vechi la Waterworks Street. Deci nu știu exact unde suntem, să vă zic.
Deci cred că e prima clădire mai nasoală care o văd în acest cartier până acum. Mă gândesc că nu, sigur nu mai e folosit acum. A fost un depozit sau o fabrică de textile ceva înainte. Da, mergem și noi încolo. Nu știu exact unde. N-am mai fost pe aici, după cum ziceam. Aș putea să mă uit pe Google Maps, nu? Ceea ce cred că o să și fac. Vreau să văd mai bine canalul acela. Nu știu dacă se ajunge, dacă ai acces pe undeva la el. Și încolo undeva. Nu se înfundă strada în case. Da, hai să luăm încoace să vedem ce mai este. Uite, așa o zonă mai industrială, să zic așa. Aceea din cărămidă, sigur este o clădire veche. O fostă fabrică sau ceva. În general, da, cred că cam asta e peisajul din Butle de aici. Care nu e rău, sincer. Chiar mă așteptam la... Mă așteptam la mult mai rău, sincer, la ce am văzut sau ce am auzit pe internet, să zic așa. Se putea mult mai rău. Acum, da, sunt sigur că or fi pe undeva niște zone mai rele. Nu zic nu, dar nu, nu să stau să le caut, mai ales. Păcat că n-au... Este undeva o pistă de biciclete pe canal acolo. Dar nu știu exact cum se ajunge la ea. Știu că a făcut și o chestie mișto. O să faci tot traseul ăsta din Leeds, din Liverpool în Leeds, pe canoe. Și dai, te oprești în fiecare noapte în alt loc cu cortul frumos și dai la vâsle. Durează vreo 4 zile, estimează ei, această aventură cu canoele de la Liverpool la Leeds pe canalul vechi, Victorian. Chiar mi se pare o chestie mișto, sincer. Ai o grămadă de cluze, de poduri, chiar și niște tuneluri uriașe. Deci canalul naval, na, practic, maritim, care trece prin tunel. Vă dați seama ingineria asta victoriană ce a făcut la vremea aceea. Deci chiar nu văd nimic. Chiar pot să zic, am văzut mai puțini de altă etnie, să zic așa, decât în Anfield. Mai mulți britanici aici, în Butle, decât în Anfield. Britanici, da, ca caucazieni, europeni, cum vreți să le ziceți. Și până acum ok, pot să zic. În față pare un parc ceva. Deci mașinile, da, sunt mai de clasă muncitorească, să zic așa. Nu prea am văzut BMW-uri sau alte fițe, dar și dacă sunt, nu înseamnă neapărat că o duce bine lumea. Uite, sunt și mașini mai noi și mașini mai vechi. Există ca și la noi în România fenomenul acela al cocalarilor, care își cumpără mașini scumpe, care nu și le permit. Asta nu înseamnă, da, că dacă ai o mașină scumpă, îți și permiți multe. Și am ajuns din nou la modelul acela de case, de stradă, cu multe case în șir. Dar da, văd că lumea stă ok, se relaxează. Uite, și un parc. Nu-mi pare o zonă extraordinar de rea. Acum, nu știu cum e noaptea, evident. Pare aglomerată zona, așa, ca densitatea populației. Ok, să mă duc și la umbră puțin, că a început să mă bată soarele în cap. Traseile de bicicletă. Noi suntem la, nu știu exact ce înseamnă acel 5, cred că 5 mile? Sau 3, sau minute, nu știu exact, nu, sigur nu sunt 5 mile. Ce bine la umbră aici.
Dacă vedeți în spate, se văd măcar alele din port, acelea roșii. Cam asta e, da, același model de case în șir, mai mici, mai mari. Deci probabil arată chiar bine, ce puțin astăzi într-o zi cu soare. Arată bine acest cartier. Nu, din nou, n-am fost noapte pe aici. E prima oară, efectiv prima oară când calc aici. Să vă zic cum este. Da, așa la prima impresie, dacă ăsta e unul din cele mai depravate cartiere, arată bine. Uite și Derby Park. Chiar frumos, pot să zic. Adică, deci, estimez că undeva acele case sunt tot undeva la 500-600 lire, deci casă cu 3 dormitoare, care, vă dați seama, dacă ai un salariu chiar și minim pe economie, de 1500-1700 de lire net, depinde câte ore muncești, poți să ieși 2000 net, dacă bagi, nu știu, 60 de ore pe săptămână, dar la 40 de ore, cred că iei undeva la 1700-1600 de lire net. Dacă casa este, să zicem, un 550 sau 600, deci îți rămân 1100 de lire net ca să trăiești, e bine, sincer, chiar e bine, că ai, na, cât dai pe mâncare, o familie cu 2 copii, dacă gătești acasă, nu cred că dai mai mult de 500-600 lire pe lună. Ceea ce chiar nu e rău, adică da, cam atât dai și în România, bănuiesc. 600 lire vin 3500 de lei, 3600 de lei. Cred că nu, nu cred că poți să ieși mai ieșin de atâta în România, la o familie cu 2 copii, mă refer. Cald, foarte, foarte cald astăzi, din câte observ. Da, da, asta e butul. Da, sper că v-a plăcut și acest episod, promit să mai fac. V-am promis și unul cu costul traiului, în detaliu, va urma. Și am drum și spre Manchester, una din aceste zile. Voi filma și pe acolo, să vă arăt cum arată în Manchester. Și în rest, na, să ne auzim cu bine. Sper că v-a plăcut. Salutare!